Piesa Erou l-am scris într-un moment dificil din viața noastră de familie. Era o dimineață de septembrie în timpul pandemiei când soția mea, Damaris, m-a sunat să-mi spună că fetița noastră, Maia, s-a născut cu ceva probleme și va fi nevoie de o intervenție chirurgicală. De mic mi-a plăcut să mă retrag în locuri liniștite, să stau de vorbă cu Dumnezeu departe de orice m-ar distrage, așa că am decis să merg pe plajă. Țin minte că aveam foarte multe întrebări, eram îngrijorat, încercam să vorbesc ceva, dar parcă cuvintele mi erau blocate. În gând am spus, Doamne, Tu ai fost și vei fi întotdeauna cu mine, așa cum mi-ai promis, aleg să mă încred în Tine. Deodată am simțit o pace extraordinară și o liniște interioară de nedescris. Am observat că atunci când trecem prin momente grele, imediat ne tulburăm, avem tendința să căutăm vinovați, să aplicăm urechea, să ascultăm minciunile celui rău, să ne uităm adevărata noastră identitate. Nu știu prin ce treci chiar acum, poate suferi de vreo boală, poate ești dezamăgit, poate ești nemulțumit de starea ta în care te afli, poate ești sătul de promisiunile oamenilor, poate ești prins în anumite dependențe. Prin orice ai trece, vreau să spun că Iisus este acela care poate transforma și restaura viața ta. Astăzi, când mă uit în trecut, pot să declar cu certitudine că Iisus a fost, este și va fi eroul vieții mele. Pentru mine este o bucurie imensă să fac parte din proiectul Piesa Eroul și așa cum spune și titlul, pentru mine personal Dumnezeu este cel mai mare erou în viața mea. Și știu că dacă și tu o să-L accepti pe El în viața ta, El o să fie la fel cel mai mare erou al vieții tale. De la început, m-ai luat în brațe cu